Vă salut! Ca de obicei, puțin ghinion, adică să știe că mă urmărește pe mine ghinionul. Dar vreau să vă spun că am uitat ancoraj acasă și am zis că intru și eu în forță aici să fac treabă purcei și nu s-a petrecut nimic, că n-am cu ce să mă ancorez. Și mi-a venit o idee. Cât e mai azi în 15 septembrie? 16 septembrie. Cam așa. Am luat astea de la șiretele. De la astea. Mai am eu o sforă aici mititică care am să o leg de barcă. Trebuie să mă ancorez de undeva de spate, dacă găsesc, să mă leg de undeva. Astea sunt șiretele legate. Am găsit o cracă așa lungă. Am legat asta ca un șar de pe așa. Până aici și de aici să leg sfoara asta la alta. Să văd dacă pot să mă țină pe curent așa. Să țină loc de ancoraj. În rest totul e ok. Barca bună, strâng bagajele. Secundința, am găsit și un fir pe aici. Ieri am curcă, l-am descurcat. Mai s-a rupt și o mulinetă, un mâner pe la mulinetă. Noroc că mai mânere pe acasă, să-i pășim asta. Ele nu prea mai merg, asta curie ca n-ai. Cu angajarea nu m-am angajat, că nu mi-a venit actele, dacă vor veni. Sunt și pe la București, tot ca prea nimica. Asta s-a dus galeții pe la aia. Păi să zic să... E o strată cum așa. Nu mai merge, bă, s-a blocat de tot. Aoleu, ce cu... Nu pot să... Ce să mai dai, mă, că se urcă. Pleacă, fă, muscul de aici. Uite, bă, ce mușcă asta. Țineți aproape ca să vedem cum facem treaba. Vă țin la curent cu noua expediție de azi. Apa curge și trebuie să ajung la peșteșori. Mai am de muncă ceva. Să pun și nele cu muște. Să vă abonați că este gratuit.